Curtea Constituțională a anulat turul întâi al alegerilor prezidențiale 2024. Decizie de ultimă oră în România. CCR a decis anularea turul întâi al alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, conform G4 Media. Judecătorii au discutat în timpul unei ședinte de câteva ore ce urmează să se întâmple cu alegerile prezidențiale din țara noastră, în urma numărului mare de sesizări pe care l-au primit. Conform sursei citate anterior, judecătorii CCR a decis anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din țara noastră. Aceasta este o decizie fără precedent în România. Judecătorii CCR s-au întrunit în ședință, în urmă cu câteva ore, după ce au primit mai multe solicitări în acest sens.